trebuie să rezolv. Da. Mi-am dat seama de când ai hotărât să vii chiar în condițiile așa, nu prea prielnice, să spunem așa, pentru că e rece și că nu aveam... Tu ai spus, am neapărat plec la drum, am intrat în vacanță acum de luni, nu? Sau... Nu contează la mine vacanța. Dar nu contează, nu. Nu. Deci important era că da. Să ajunge aici și cu asta, basta. Deci, dragilor, am să continui firul... Știi de ce mi-a venit în minte așa? Pentru că eu am coborât, apropo de nevoia de a fi lângă elevi, lângă copil, nu numai informația la matematică m-am străduit să o transmit ca informație, ci și o anumită atitudine a elevului față de învățare. De apropiere de față. Exact. De... Știi ce se întâmplă, Traian? Copiii în ziua de astăzi la matematică, în deosebit, că matematică de matematică fugi toată lumea, că nu înțeleg. Ăsta e motivul. Nu înțeleg. Și atunci ei sunt într-o stare de stres fantastică, pentru că totdeauna rămân în urmă. Ora când începe pentru ei o tortură. Și fiecare a stat în bancă acolo și neînțelegând, știi ce înseamnă? Ei, asta am făcut eu. Am coborât până la clasa 0. Am coborât acum așa și m-am dus și m-am jucat cu copiii acolo jos. Am învățat tabla mulțirii. E o problemă foarte complicată. De ce foarte complicată? Că învățătorii fac din chestia asta, cu forma asta mecanică. Dacă să ajung la el și de 7 ori fac 56, se întâmplă după un timp. De ce după un timp? Pentru că stereotipul dinamic, legătura aceea neuronală, nu se stabilește foarte rapid. Da? Și tu vii învățător și mecanic, dă-i, 7 ori, 56. Nu știe asta? Păi de ce noi? Îl sancționez, nu știu ce, nu știu. Complicat, foarte complicat. Deci trebuie să ajungă ca el să simte bucuria. Ora de matematică trebuie făcută în stare de bine, de bucurie, cu povești făcute, cu nu știu ce, lucruri de acestea în care el să fie prezent acolo. Copiii te părăsesc la lecție. Dar te părăsesc nu din vina lui, că tu nu ești atractiv. Exact. Tu nu reușești să le ții atenția, atrează, tu-i povestea ta. Asta. A ta, profesor. Iată, dragilor, eu se împlinesc 10 ani de zile de când am început blogul acesta de matematică, 9 ani, din 2010 am pornit și trebuie să vă spun că la 15 milioane care s-au ajuns acum, din păcate, o tristețe am. Pentru că n-a ieșit, am fost la președinte, la Băsescu m-am întâlnit 7 ori. De 7 ori m-am întâlnit. Și am spus, spune atâta, deschide gura și spune, există prof online, le asigurăm șanse egale. O parte din copii nu știu. Nu? Copilul tău m-a descoperit la un singur, moment dat. Singur. Da? El m-a descoperit singur. A căutat, a dorit. Dar cei care n-au dragostea, știi, n-au dorința asta, nu îi lasă din nimeni dorința de a descoperi și de a vedea frumusețea matematicii. Nu au. Da? Și atunci, eu am încercat și chestia asta și dacă ar veni cineva și ar spune, există prof online, ar fi o șansă imensă. Deci, dragilor, sunt două domenii uriașe, de o necesitate urgentă, imediată. Mergeam în mașină acum și îmi spunea următorul lucru, că aseară Andronescu vorbea, nu Gigi Mașca, vorbea de... ieri la televizor cu ministrul Andronescu, zicea că cândva, peste câtva timp, va ajunge lecții să țină online pe care copilul de fiecare familie are un computer de așa acasă, deci se poate peste câtva timp să va ține online. Așa, va după câte am înțeles eu, chiar profesorii de la școli, licee vor să transmită online lecții de matematică, să cam așa ceva am înțeles. Deci cam așa a spus ea, ministra. Grav. O secundă. Așa a spus. Știi ce se întâmplă? E grav și nu e grav. E grav în condițiile în care tu pui pe accent pe ceea ce înseamnă starea de comunicare, aceea de empatie între elev și profesor, care pare că dispare, dar eu și spun, ce ne facem cu copiii aceia care nu au șansa să aibă în clasă un profesor care să se dedice în totalitate? Cam 90%, 95%, cam așa sunt. Deci, cel care nu arde,
care nu arde pentru copil și face pur și simplu plictisit, crezi că plictiseala aceea ta nu se transmite? Se transmite. Imediat. Imediat. Nu, în general, profesorii din școli cam asta spune. Dacă elevul cere a doua oară în ceea ce s-a predat, a spune în felul următor, n-ai fost atent pentru băbusul, nu repetăm de două ori. Cam așa, asta așa, spune, așa, așa se exprimă. Așa, da. Și se vă dă o veste bună, domn profesor. Spuneți. Am un prieten de vârsta mea, profesor de matematică, la școala generală. Le spune copiilor, dacă ați rămas în urmă, nu înțelegeți ceva, vă duceți pe prof online. Și e de profesor de matematică. E un om extraordinar, iată, care sunt prieten de zeci de ani. Iată așa este atitudinea corectă. Corectă, exact, că profesorul, exact, acela, colegul meu, a înțeles că e de mare ajutor profesorul și că, cum să spun, e păcat ca elevul să nu știe. Deci el îi trimite acolo. El. Este superb. Ei, bine, nu toți o fac, trebuie să spunem chestia asta. Dar ce vreau să spun, am primit telefoane la un moment dat, o tânără profesoară din prin Brăila îmi spune și zice, domn profesor, bine că m-am prins. Eu am luat definitivatul. L-am luat cu ajutorul dumneavoastră. Am terminat facultatea, am dus până la ea și în sfârșit, așa. Eu, profesoara aceea, învățam 3 ghișiții de acasă, 3, 5, 7, 10 ghișiții și neavând complet în minte logica aceasta a informațiilor care curg la matematică, unele din altele și tot așa cum le reprezentați dumneavoastră, mi-era foarte teamă. Dar din clipa în care v-am descoperit, am câștigat încredere și am încercat să vă copii, să văd așa, să mă prezint într-o dezvoltare totală, să am curajul să spun că și eu pot să fiu în situația să nu înțeleg. Și nu trebuie să te ascunzi, să fii, nu trebuie să-l minți pe ele, trebuie să fii sincer și să spui, uite, nu pot să dau soluții la problema asta. Poate cineva dintre voi, poate vine vreo idee, nu vine noi nimic, dar ne ocupăm de ea. Trebuie să fii corect cu copilul. Întotdeauna. Da. Dar, Traian, în momentul în care, am să povestesc asta, deci am avut 17 premii naționale de la liceul de Petrolei Măinești. Proful online n-a apărut așa de neant, ci pur și simplu ca urmare a unor preocupări, continuu. Eu, când eram elev, venea la televizor, se făceau la ori, duminica la ora 9, la 10, se făceau niște ore cu un retroproiector, acolo venea un profesor și prezentau lecții. Eu, care eram un copil la țară și fără posibilități, stăteam lipit acolo și eram încântat, nemaipomenit de ceea ce vedeam acolo. Și atunci s-a sădit în mintea mea ideea că ce bine ar fi să pot face lecția la televizor. Deci odată ajuns profesor, mi-am dorit din totdeauna să reușesc nu numai copiii cei care am în față să se bucure. M-am gândit tot timpul la cei care nu ajung la mine, care nu sunt elevii ai mei, ce fac aceia? Nu. Atunci așa ar trebui. Cum să spun, cu toate problemele care au apărut. Știi că în 2008 mi-a desfăcut contractul de muncă. Eu am pierdut 10 ani. Am citit. 10 ani de la țară. Dar n-am mai contat. 10 ani la pensie m-a costat 1000 de lei. Deci am mai puțin cu 1000 de lei pensia. Dar i-am pe toți cei care dau de prof online. Și bucuria este imensă pentru mine. Este imensă. Ei, acum, în toată povestea asta, când am reușit, am stat cu toți miniștrii de vorbă, le-am spus să prăbușești învățământul la o zi la alta. Voi, iată că ușor vin spre ceea ce eu am gândit, că va veni vremea când elevul va alege între lecția profului online și lecția altui coleg de-al meu. Și ușor va trebui să-și ridice standardul, pentru că transparența actului didactic este o urgență. Dragilor, videomanualul este o realitate. Videomanual asta înseamnă. Proful online a visat la asta de foarte multă vreme și videomanualul este, repet, o realitate. Dar videomanualul, partea printată nu mai corespunde. Nu mai corespunde nevoilor. Omul vrea informații rapide și spune că o fotografie face cât 1000 de cuvinte, da? Un film, concret, cu lucrarea respectivă la creșterea familiilor de albine.
la în pomicultură. Deci arăți concret cum fac. Creșterea porcului, etc. Concret cum faci. Deci performanțele se pot realiza. Omul are nevoie de urgență, are nevoie urgentă de informație corectă, verificată, practică și tu îl poți ajuta. Așa și cu școala. Deci, nu întâmplător am coborât la clasa 0 începând. Toată materia de la clasa 0 până la a 8-a, inclusiv, am lecții de lecții. Lecții de lecții, nu una în pășită. La partea de liceu am o parte din ele făcute, dar cealaltă parte pe capitole, dragilor, pe capitole, volumele acelea, 18 volume care sunt făcute, sunt pe capitole, deci completăm tot. În final, dragii mei parlamentari, toți cei care aveți șansa asta să vă duceți acolo, e strigătul de durere a unui om care a sacrificat totul pentru o singură idee. Că acești copii, aceste generații care vin, trebuie să aibă șanse, cum spun, deosebite pentru ca ei să se informeze la timp, iar matematica despre care spuneam că fug atât de mulți oameni, nu din alt motiv, ci este prost prezentată. Și învățătorilor, și profesorilor, părinților. Iată, tu ai spus un lucru, că fiind de altă, așa, spune, mă, despre matematică n-am nicio șansă, eu nu mă pot uita că lipsesc complet noțiunile acestea, parcă nici n-am făcut vreodată. Da. Așa. Ei bine, eu am întâlnit persoane care s-au apucat de făcut matematică pentru a-și impresiona copilul, spune, uite, eu nu am mai făcut de atâta vreme matematică. Și au ajuns chiar să-și depășească. Da, 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 deci au ajuns practic de copiii, da. Copilului. Și în finalul ăsta vreau să spun că așa, din dragoste pentru copilul tău, te apuci tu să înțelegi mama care este în stare să facă sacrificiul maxim, o să înțeles ea ca să-i explici copilului. Vă spune, e atâta bucurie în sufletul profesorului acesta, încât eu n-am voie. Uite cum trăiesc eu, la ce cote trăiesc eu. Poți să trăiești și tu. Când copilul se duce el și descoperă, este mare, da. Mare bucurie. Dar vezi, pentru ce bun trebuie să faci tu, să spui, interfața să fii, nu cureaua de transmisie a informației respective. Și spuneam că statistic s-a constatat că elevii până la undeva la 12-13 ani, dacă lor nu li se dezvoltă partea creativă, care este fiecare și la voi ca artiști, partea creativă este esențială. Dezvoltarea, imaginație și tot ce înseamnă acolo, este super. Ei bine, școala știe ce face. Stai așa, face așa ca așa spun eu. Noi nu comunicăm. Noi comunicăm algoritm, nu descoperim algoritm. Da? Deci comunicăm algoritm, nu descoperim algoritm. Ei, atunci, coborând aici, și dacă copilul te întreabă, de ce așa și noi așa, de ce am făcut așa? Ei, bine, acest de ce, întrebările acestea, curiozitatea lui trebuie alimentată, nu trebuie retezat. El anul copilului terminat așa, nu am ce discuta. Ei, mergând pe chestia asta, lecțiile mele asta fac. Răspund la partea creativă. Să știi că biostupul nu a apărut, iar și mă întorc, nu a apărut din neant, la întâmplare, ci spiritul de curiozitate care, mă rog, l-am avut dintotdeauna, a făcut ca aici să răspund la o întrebare. Ce fac eu? Iată, am pierdut odată un vagon, 60 de familii. Unde trebuie să fie? Trebuie să caut undeva, trebuie să cercetez, trebuie să vină o idee. Și așa a venit ideea aceea în care am reușit să duc la bun sfârșit biostupul. Traian, am vorbit foarte mult. Bine, știi ce vreau să spun? Da, niciodată nu vorbiți prea mult, să știți. Să vede nevoia asta de a vorbi. Că n-am mai făcut de mult filmulețe și cele două domenii, matematică și apicultură, mă stăpânesc teribil de mult. Și mă întorc la proiectul acela care spuneam despre felul în care ar trebui să lansăm apicultura. Știi ce? Apicultura poate să rămână agricultura, veni vorba. Există acest ministru Daia, despre care eu am o impresie foarte bună, un om de acțiune. Domnul ministru, am fost și am stat de vorbă cu ministrul secretar de stat Botenoiu, când era premier Cioloș.
am apărut în fața lui Cioru și am povestit așa, dar din fugă război duci la minister, ia Chimescu, parcă era ministru atunci, și acela mă trimis la ministrul secretar de stat. Este butonul în minister și acum viu și spun, fraților, n-are importanță, PSD, PNL, ce ar fi orice partid, voi care ajungeți acolo, preluați acest mesaj de la Prof. Online. Cele două mari proiecte, matematica și apicultura, înseamnă limbaj universal. Albina are aceleași nevoie oriunde ar fi ea în lume. Matematica, 2 și cu 2, tot 4 fac, da? Pe orice limbă. Oriunde ar fi în lume. Am primit mesaj, apropo de chestia asta, mă rog, cineva mi-a scris din Austria sau din Germania, și spune așa, domn profesor, suntem plecați din Brașov din multe vreme. Saș, nu știu ce au plecat, e perioada aceea când au plecat. V-am descoperit. Eu știu limba română. Ce mare bucurie că le spun nepoților mei, le traduc lecțiile dumneavoastră la matematică. Deci e o mare bucurie. V-ați gândit să faceți și în limba germană? Am făcut și câteva lecții, încă este un copil care a vorbit în germană. Dar aceste lecții ale mele, care au o naturalețe aparte, pot fi traduse și în germană, și în engleză, și așa mai departe. Deci voi, parlamentarii europeni, puteți prelua, domnule, există acest om care a făcut, nu că va face. Știi, asta e deosebirea. Nu că am eu o idee acum, cum eram la început, așa, și că vreau să fac ceva în loc. Are dovada. Da, domnule, te duci, astea sunt. Și cu filmele acestea, hai să vedem, încercăm să le traducem. Le ducem la nivelul, nu, la Parlamentul European. Facem, iată, chestia asta. Am plecat de la nevoia asta de a dezvolta apicultura. Păi spuneam, în anul 2 știi câte poți să afli. Deci am spus că 15 la după un an, dacă pui numai câte 3, 15, 45, care înseamnă 45 sau un 50 de familii, când ai ajuns la 50 de familii în 2 ani de zile,